Bună, în clipul de față vreau să vă răspund la trei întrebări. Cum adăugați diacritice unui text în limba română? Apoi, cum eliminați acele diacritice? Și, în fine, cum verificați ortografic un text în română și apoi unul în engleză? Să zicem că avem textul ăsta care e fără diacritice. Primul lucru, mergeți la diacritice.com, o să fie linkul în descrierea clipului și dăm conversie. În general recunoaște, de exemplu, adăugați, el știe că se scrie doar cu diacritice, nu există altă formă a cuvântului și le pune el automat. Dar să, nu e sigur dacă e corect scris sa sau să sau șa sau nu știe corect și te întreabă. Aici mă întreabă la toate lucrurile astea, el nu știe termenul acesta în engleză și trebuie să corectăm în unele locuri. Ia să vedem ce am făcut. Avem un text cu diacritice și a fost mai ușor decât dacă ar fi stat eu să-l verific pe fiecare. Și să știți că există două tipuri de diacritice, unele cu virgulă și unele cu sedile. O să dau și link-ul la chestia asta. Deci, așa arată. Astea sunt unele, astea sunt cu virgulă. Și asta e cu sedilă. Sedilă e ca ceu franțuzesc, ça va, e o virgulă lipită de literă și virgula e cu un mic spațiu. E, și sunt două tipuri de litere. Citiți puțin despre asta ca să vă documentați, dar în principiu dacă aveți un text așa, e posibil să nu se vadă bine pe device-urile la care e așa și dacă aveți un text așa, să nu se vadă bine pe care contează și partea asta. Deci există texte cu diacritice, există texte cu diacritice cu sedilă, și există texte cu diacritice cu virgulă. Ok. Acum am adăugat diacriticele. Cum le eliminăm? Aveți aici un tutorial. Ideea e că trebuie să luați fișierul ăsta și să-l importați în Word. E un pic complicat și e un pic tehnică chestia asta, dar vă arăt ce faci, care e rezultatul final. Să zicem că am textul ăsta care acum are diacritice și îl pun în Word. Și acum, dacă apăs pe butonul ăsta, a eliminat toate diacriticele din tot textul. Are un search and replace automat. Cum face asta? Am un macro creat special pentru asta. Înlocuire diacritice. Care tot ce face este să caute ț și să înlocuiască cu t, ă cu ă și tot așa. Și înlocuiește toate literele cu varianta lor corespunzătoare fără diacritice. Dar ca să-l adăugați, trebuie să faceți niște lucruri un pic mai avansate, de genul. Vară pentru Word 2013. Deci trebuie să descărcați fișierul ăsta, îl copiați și trebuie să-l puneți aici. Ca să ajungeți aici, în Word, vă duceți la View Macros, View Macros, Create. No. Și vă întreabă cu ce nume, să-i dăm un nume acolo. Și aici tăiați codul ăsta și îl puneți pe cel pe care l-am luat de la mine. Și dăm un nume. Macro nou 2014. Și acum dacă mă duc în Word, la Macros View Macros, mi-apare aici în listă. Și acum dacă mi-a apărut în listă, o să dau aici, nu. La file, nu. Aici, more commands, macros, mi-a apărut ăsta, îl adaug în listă și pun o iconiță. Și acum, dacă am un text cu diacritice, și apăs pe iconița pe care am creat-o, mi-a eliminat textul. Ok. Bun. Asta e o chestie un pic avansată. Dacă vreți să vă înregistrați, puteți, aveți și varianta să vă înregistrați voi un macro, de genul. Selectez tot ăsta.
îi dau macros, record macro și mă întreabă cum se numească macro diacritice 2014, nou, sau ceva genul ăsta. Și îi dau să înlocuiască A mic cu A și să fie bifată opțiunea asta, match case. Apoi, A mare cu A și match case. Și cu S să fie match case. Și fac așa cu toate literele. Și acum nu mai am diacritice. Și dau stop recording. Și de fiecare dată când o să vreau să scap de diacritice, ori mă duc la View Macros și îl lansez pe acesta și dau Run și o să mă scape de diacritice, că face toate căutările alea. Fie va trebui iar să mă duc aici, la More Comments, la Macros și să trag de aici și să-l pun în bară de aici și o să apăs doar pe buton. Oricare din soluții este bună. Bun. V-am arătat cum adăugați și cum le scăpați de ele. Bun, verificarea ortografică. Întâi vă arăt varianta cea mai banală. Hai să luăm textul original și deschideți un Gmail. Dacă nu aveți cont, vă faceți cont că nu e greu. Vă faceți un cont pe Gmail și dați compose. Știe singur să recunoască în ce limbă, de obicei știe să recunoască în ce limbă e textul. Și are, când dau compose și mă duc pe săgețica asta de aici, are check spelling. E destul de slăbuț, în sensul că nu e 100% perfect, nu știe foarte bine. De exemplu, textul ăsta, el îmi zice toate textele fără diacritice. Dacă adăugăm textul cu diacritice, nu-i plac că sunt cu ț și el știe cu alte litere, nu știe de ț-ul. Nu știe de unii termeni. Nu știe română engleză. Mă rog, nu este 100% perfect, dar cel puțin dacă aveți de citit un text foarte mare, e mai ușor decât nimic. Deci decât să stau să verific toate cuvintele, e mai bun decât nimic. Și e o soluție rapidă, adică nu trebuie să instalați nimic. O altă soluție mult mai eficientă este Word-ul, Microsoft Word. Adică, am textul ăsta, da? Îl pun în Word. Hai să-l luăm pe cel original, fără diacritice. Îl pun în Word, îl selectez, Ctrl A, și aici ori mă duc la Review Language Set Proofing Language, ori fac asta, ori mi-e mult mai ușor să apăs la tastatură. Alt, T, L, L. Durează puțin până înveți asta, Alt, T, L, L. Dar odată ce ai învățat-o, o să-ți intre în... Deci apeși Alt iei mâna, apeși T iei mâna, apeși L iei mâna, apeși L iei mâna. Și acum îți apare caseta asta în orice Word ai avea și te întreabă în ce limbă e textul. Și aici îți arată la început pe cele care le folosim mai frecvent. Și dacă are și un ABC, înseamnă că ai verificator ortografic. Și zic că e în română. Ok, dacă e în română, atunci... Chestiile astea nu sunt scrise corect. Și dau click dreapta pe ele, nu știe ce e cuvântul bounce, nu are chestia asta. Și doar dau click dreapta pe ele și mă ajută să le corectez. Mă rog, și tot așa. Hai să luăm un text în engleză. Luăm un text în engleză, îl selectăm, el acum știe în continuare că e limba română și de asta nu știe aproape niciun cuvânt. Alt T, L, L. În ce limbă e asta engleză? Aici nu e de acord cu înainte de Y trebuia să fie așa. Și mi-a luat textul corect. Mă rog, dacă aș scrie așa, mi-ar apărea că nu știe ce e cuvântul ăsta, nu știe ce e cuvântul ăsta, nu știe ce e cuvântul ăsta. Și tot așa, dacă ar avea greșeli. Dacă pun aici... Ia. Aici am lăsat două spații, nu i-a plăcut. Dacă pun punctul aici, nu, aici. Nu zic nimic. Mă rog, dacă aș pune virgulă, nu-i place.
Deci știe și punctuație, în engleză știe mai multe lucruri, în română știe mai puține. Și știe și gramatică. Aici era o chestie de gramatică. Că înainte de YouTube trebuia să fie o, nu on. Ok. Bun, cum faceți să aveți? Pentru engleză, dacă aveți Word-ul în engleză, e standard. Deci e instalat implicit. Dacă aveți Word-ul în engleză și vreți Word-ul în română, cel mai simplu și mai ok este să vă duceți la aceeași chestie altă lână. Și dacă nu aveți opțiunea, n-am făcut niciodată asta și de asta nu știu. Așa. Și am click pe Not Installed și mă duce la Microsoft și îmi dă opțiunea să descarc ăsta într-o limbă. Vrei să descarci, vrei să cumperi, vrei să nu știu ce. Deci, ca să ajung aici, m-am dus la Language Preferences. Am aici niște limbi. Să zicem că mai adaug una. Vreau eu nu știu ce limbă, vreau în franceză. O adaug. Îmi zice că n-am... uite, ăsta aveam și verificatorul ortografic. Hai să adaugăm Maori. Și pot să adaug verificator ortografic. Mă trimite aici. Mai adaug încă o dată Maori sau ce limbă olandeză. Și trebuie să cumpăr, trebuie să plătesc ăsta, dar o să am verificator în englez. O să vă dau linkurile către diacritice, către acesta. Ăsta trebuie să-l găsiți voi. O să vă dau linkul ăsta. Așa, hai să recapitulăm. Cum adăugați diacritice? Cel mai simplu pe diacritice.com. Cum scăpați pe ele? Aveți aici un macro sau puteți să vă înregistrați voi un macro. Cum verificați ortografic un text în engleză? E simplu, că vine cu Word în engleză. În română e simplu dacă aveți Word în română. Dacă aveți Word în română și vreți în engleză sau dacă aveți Word în engleză și vreți în română, soluția este să mergeți în Word-ul pe care îl aveți. Asta diferă de la variantă la variantă. Și să alegeți de aici o limbă, adăugați și o să vă trimită la site-ul Microsoft unde trebuie să descărcați un program pe care probabil va trebui să-l plătiți. Și sunt și unele care sunt gratuite, dar nu depinde de limbă, depinde de Word, depinde mai mulți factori. Și îl instalați. Cu ce a trecut, cu ce a avansat Word-ul, cu atât verificatorul ortografic a fost mai bun. Adică dacă aveți Word 97, aveți ceva verificator ortografic, dar e destul de slab. 2001 mai bun, 2003 mai bun, 2007 și mai bun, 2010 mult mai bun și tot așa, tot crescut. Din experiența mea, acum poate mă înșel, dar mie mi s-a părut că e mult mai bun cu ce a trecut timp. Adică dacă aveți Word 2010, decât să cumpărați verificatorul ortografic pentru 2010, poate avea sens să schimbați complet Word-ul la 2013, care nu are multe diferențe. În schimb, verificatorul ar trebui să fie ceva mai bun. Nu, de la 2010 la 2013 creștere minoră. Dar dacă aveți Word 2001, treceți direct la 2013. Ar trebui să fie mult mai bun. Și dacă vă interesează să verifice ortografic. Nu e perfect. Aici nu mi-a greșit niciun text. Dar nu e niciun caz perfect. Stai că acum știe că e în engleză. Sunt cuvinte pe care nu le știe, nu face uneori greșeli, dar e mult mai rapid decât să stau eu să citesc tot textul. Încă o chestie. El crede că în poate să fie și in și în și nu mi-l sugerează. Romană poate să fie romană. Engleza poate să fie engleză. El nu știe că ăsta treia să aibă. În sensul ăsta, dacă iau propoziția asta și o pun la diacritice, el știe că ăsta poate să fie în mai multe feluri, că engleza are mai multe variante și îmi sugerează chiar pe cea mai folosită, dar mă ajută mult. El știe că verificați întotdeauna cu ț și e mult mai bun ăsta pentru diacritice. Dar Word-ul, dacă aveți un text și vreți să verifici, vă ajută, deci nu la diacritice, dar să vadă dacă textul e relativ ok. Deci e ok să treceți prin verificatorul din Word. Cam atât. Succes!